La cei 74 de ani ai săi, Lidia Prepeliță din satul Taraclie, raionul Căușeni, spune că o duce cum poate. După 43 de ani de lucru în domeniul pedagogiei, femeia cu greu își permite necesarul zilnic. Lemne însă în acest an a cumpărat cu ajutorul copiilor. Ei, anul trecut am mai dat de la asociația asta noastră copaci de mieri și am luat și copacia și ne-am aprovizionat că să avem. Casa e cam mare și eu singură și trebuie mai mult foc decât într-o căsuță mai mică. E mare, înaltă. Am făcut că avem familie, dar am undeam dacă singură, de așa. Spun că anul trecut domnul primar a organizat aiestea, ia lemni cu parale, cum a fost, dar mulțumim că sunt pregătite și numai le-am dat la dos și tot. Da, și plus două scladometri când ne-a dus fără plată. Da, clar că e bine să fii pregătit din timp. Da, fiindcă la noi a cabanul e drum, poate și n-ajunge, nu poate transport într-o dată când e cald și când e bine, atunci e mai ușor. Femeia susține că iarna face focul de două ori pe zi, iar masa lemnoasă o păstrează lângă casă. Aici fac focul și se încălzesc două camere. Când erau și copii, într-o cameră, noi în alta. Dar mudăm acolo și de... Că vine oaspeța, dorm acolo. Nu știi cum o să fie iarna și copiii au grijă și mi-aduc mai mult, las fix, nu șat, că n-ai fric tare, fac de două ori, fac dimineața și fac și seara, nu sărășească, vă spun, vedeți că să le smari și nante și... Depinde cum o fi iarna, dacă o fi aspră, posibil să le ard tate, dar dacă nu, mai rămâne acolo unul, două și... Nu, de când s-au scumpit cărbunii, îi facem mai cu lemne. Dar ne-au dus copiii și cărbunii, dar cu cărbunii vin mai greu. De ce? Atât dacă trebuie scoși, cernuți și iarna când e frig, pentru noi bătrânii de-a mamuș, a ieșit până afară și gata, am înghețat la mâini. Da, așa de lemnile mai puțin. Mai, nu scoatem cernușa chiar în toată ziua, e mai socot că e ușor. Și, de fapt, în sobile noastre, cărbunii de-am nu prea dau așa temperaturi mari, sau cărbunii nu se așei de cândva. Sau, nu știu, dar eu după soba mea, mai cu lemne mai bine se încălzește. E că ele nu stă iete mărunțele, ele sunt mășcate și pun și țin un timp oricare și... Asistenta socială din satul Taraclie afirmă că în jur de 60 de persoane în etate din localitate beneficiază de ajutor în perioada rece. Persoanele în etate la noi se adresează de când primesc ajutor social, depinde cu independență de mai mulți factori care declară în cerere, sau mai mult se axează pe ajutor pentru perioada recelor sau apra, cum îi spunem și noi. Pe parcursul mai multor ani, de la început, de când am venit în funcție, era 500, 700 și respectiv anul acesta se preconiza să fie 800. De asemenea, ei mai pot beneficia de surse suplimentare, oricum spunem noi așa, care pot să vie din partea diasporei. Mulți vin să adresează ea că noi avem nevoie de o anumită familie pentru a beneficia de un anumit suport financiar pentru a-și procura lemne. Și deja noi facem comisie în cadrul primăriei, analizăm fiecare familie în parte și decidem care persoana respectivă se poate beneficia. Șeful ocolului Silvic Căușe, Nicolae Muntean, susține că tăierile în semestrul 4 al anului curent vor începe în câteva săptămâni. Potrivit statisticii, peste 650.000 de gospodării din Republica Moldova utilizează lemnul pentru a se încălzi în perioada rece a anului, iar consumul estimat este de circa 1 milion de metri steri.